frumusețea vieții nu este doar de consumat, e de creat și fiecare are o răspundere și o anumită obligație să livreze cât poate ceva care să înfrumusețeze lumea în jurul lui. Suntem răspunzători de ceea ce alții percep ca frumusețea vieții. Prin felul cum vorbim, prin felul cum ne purtăm cu ceilalți, prin felul cum ne îmbrăcăm, prin felul cum gândim. Toate lucrurile astea, dacă le facem cum trebuie, au efectul să înfrumusețeze lumea din jurul nostru. Țiu mult la ideea asta, și anume că n-avem de consumat ceea ce lumea are de livrat ca frumusețe, ci avem de adăugat frumuseții lumii ceva care ne stă în putință.